Bună ziua, dragi prieteni! A venit și momentul să ne uităm și la fierăstrul ăsta sabie. Este cel de la Parkside, modelul PSS-APS20LI-C3. Vine fără acumulator sau încărcător, garanție 5 ani și vine acompaniat de două accesorii. O lamă pentru metal și una pentru lemn, făcute în Elveția. Haideți să ne uităm, zice 50% durata de tăiere mai mare, de 10 ori mai mare durata de viață a motorului și cu 10% pendularea mai mare. Am închipuit că față de generația veche, de la cei de la Parkside. Este recomandat să fie folosit cu un acumulator de 4 amperi. Și mai avem aici de la 0 la 3000 de strocuri pe minut, de pendulări, și pendulează 22 de mm. Capacitatea maximă de tăiere în lemn este de 150 de mm, 12 mm în fier și 18 mm în metale neferoase. Și mai poate să mai taie până la 100 de mm în țevi metalici. Dar asta fiind spuse, haideți să-l deschidem și să ne uităm foarte atent la el. Vine ca, în general, cu gențile astea de la Parkside. Sunt toate identice, nici măcar nu știi cum am eu o grămadă de la ei. Ce am observat totuși, foarte interesant, că majoritatea au aici pus ce este în cutie. Dacă le ții așa puse pe raft, te poți orienta imediat după această etichetă, ca să nu trească să desfaci fiecare cutie în parte. Cutiile le știți, instrucțiuni destul de mari, nu o să ne uităm la ele. Cutia goală, mai vine cu două accesorii aici. Vă spun sincer, n-am avut timp să mă joc cu el sau să fac nicio tăiere. Observați că la mele sunt noi nouțe. Da, haideți să-l scoatem afară. Aspectul este foarte plăcut. V-am zis, îmi place genul ăsta de culoare. Cam așa arată, dacă vrem să-l comparăm și cu cel de la Ryobi. Eu să le punem pe amândouă, unul lângă altul. Deci, dacă ne uităm mai atenți acum, cel de Parkside, de la Parkside, este puțin tel mai micuț. Da, să-l iau cu mână să le vedeți mai exact așa. Dacă le pun spate în spate, foarte puțin. De altfel, dacă mă uit așa cu talpă cu tot, Parkside-ul pare puțin tel de tot mai mare. Ca aspect, sincer, îmi plac amândouă, n-am ce să zic. Ca greutate, haideți să le cântărim. Vom începe cu cel de la Ryobi prima dată. Nu prea vrea el să stea aici. Nu atinge, sper că nu. Ba, cam atinge, aia e problema. Uitați că merge în picioare, ce dubitoc sunt. 2517 grame. 2 milioane. Da, cu atâta vreau să-l vând. Și cel de la Parkside. O să fie o problemă cu el. Haideți să-i scot acumulatorul, să-l cântărim așa pe bucăți. Devine problematic când sculele sunt așa mari. Asta se pune acumulator aici. Dar atinge puțin. Nu știu cum să-l cântăresc. Acum stă bine. 2 kg 289. Deci este puțin mai ușor față de cel de la Ryobi. Ce mi-a plăcut foarte mult iarăși la el, pentru că are același sistem. Ăsta se poate scoate dacă vreți. Nu-l recomand să-l scoateți, mai ales dacă aveți copii. Dar se poate desface, scoate acest buton și nu mai întâmpin problema asta, care este destul de enervantă. Cel de la Ryobi la fel are 22 de milimetri, numai că cel de la Ryobi are 3100 de pendulări, ăsta are doar 3000. Îmi place cum se simte,
parcă. Da, și cel de la Reui se simte foarte bine. Observ aici aceeași problemă care am avut-o și cu rotopercutorul. Probabil acesta va deranja dacă îl folosești foarte mult. Motor fără perii, motor cu perii. Ce mi-a plăcut foarte mult că ăsta are o lumină, pe când cel de la Ryobi nu are absolut nimic. Pot să apăs eu câte butoane vreau, nu o să se aprindă niciodată nicio lumină. Sunetul stă cam așa, cel de la Parkside. Parcă trăgaciul nu este variabil. Ba da, e. Da, nu este așa sensibil precum așteptam. Cel de la Ryobi. Este mult mai sensibil. Problema cu Ryobi este că aici ai mereu o cheie atașată. Și dacă vrei să muți talpa, care nu este foarte mult, trebuie să folosești și acest imbus. Este o durere de cap. Pe când văd, observ că ăsta de la Parkside, ai aici butonul, mărești talpa. Nu înțeleg de ce nu vrea să se ducă. Ah, ba da, uitați. Nici acesta nu iese foarte mult, dar iese puțin mai mult decât cel de la Ryobi. Cel de la Ryobi cred că un centimetru jumate și după aceea rămâi cu talpa în mână. Da, trăgaciul mai sensibil aici. Aici la Ryobi ce am văzut că are și un amortizor pentru vibrații, ceea ce Parkside nu are. Ce îmi place iarăși foarte mult că este extraordinar de mult cauciuc. Deci plastic nu este decât dungulița asta de aici. Și aici jos, partea asta care nici măcar nu atingi. Restul pe unde ții mâinile, pe el, totul este din cauciuc. Ryobi are doar cauciuc aici pe vârf și pe spate și... Era bine dacă l-avea mai mult pentru că proteja mai bine. Dar Ryobi este o generație mai veche, Parkside este nou apărut pe piață. Trăgaciul ăsta nu prea mă încântă pe mine. Da, nu este așa sensibil ca cel de la Ryobi, asta clar. Observ că și aici a umblat la chestia asta și nu se mai vede așa urât cum se vedea înainte, la sculele anterioare, cele performance. Dar cam asta este despre el. Haideți să facem câteva teste, să tăiem în lemn. Vom folosi și Parkside-ul și Ryobi să vedem care este mai rapid. Da, ce am observat... este că Ryobi folosește doar 11 cm din lamă datorită faptului că prinderea este ascunsă destul de adânc aici, pe când Parkside-ul, fiind mai aproape de acest cap, folosește 12 cm din lamă. Deci ăsta ar fi un avantaj pentru o tăiere mai adâncă, să zicem așa. Da, ăsta este puțin cam tare, pe când la Ryobi se mișcă destul de liber, pentru că Ryobi a mai fost folosit. Probabil și ăsta se va lăsa în timp. Vom face o tăiere la oglindă de 10x10. De altfel este nou, pe 9,5, comparată la preț de 10x10. Am și telefonul aici, să-i dau drumul. Ok, l-am pornit, o să-l pun aici pe masă și o să-i dau drumul imediat ce încep tăierea. Haideți la treabă. Pe locuri, fiți gata, start. L-a pornit, start. Acum...
25 de secunde, ia la celui de la Parkside, pardon, de la Ryobi. Ce am observat, v-am zis că lamele sunt foarte agresive și parcă acesta n-a mers la turația lui maximă. Să vedem ce face Parkside acum. Vom folosi aceeași lamă. Foarte rapid se montează și ăsta. Dăm o resetare. Este din nou pe 0. Vedeți? Pe locuri. Fiți gata. Start. Da, 17 secunde și 62 de sutim. Hai să punem 18 secunde. Față parcă 25 a fost la Ryobi. Ceea ce este impresionant, v-am zis, considerând faptul că are și cu 1100 de pendulări mai puține decât cel de la Ryobi. Altceva, nu știu ce pot să vă mai zic. Dacă aveți o întrebare, lăsați-o jos în comentarii, vă răspund cu mare plăcere, dacă știu, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc o zi sau o seară plăcută și la revedere!